o să vrem să discutăm și cu tine câteva cuvinte. Sigur. De pe vremea când erai parlamentar, te-ai remarcat prin acțiuni de apărare a drepturilor omului, a societății civile, ai luptat împotriva abuzurilor. Cum vezi ceea ce s-a întâmplat în cazul Emilie Șerban? Este absolut inacceptabil această presiune care a fost pusă pe Emilia Șerban. Un jurnalist remarcabil, un jurnalist curajos care a pus în lumină foarte multe plagiate ale unor demnitari români, făcând astfel un mare serviciu societății noastre, pentru că este important să integritatea unui politician de top este importantă. Ori acest aspect al plagiatului trebuie luat în considerare. Ce văd însă, văd o tăcere din partea premierului Ciucă, o tăcere care de fapt îl face să pară din ce în ce mai suspect. Implicarea domniei sale ar fi putut fi în această situație a doamnei Șerban, ar fi putut fi ușor, presupun, ar fi putut fi respinsă printr-o luare de poziție fermă a premierului, în care se spune că nu este de acord cu așa ceva și că va lua toate măsurile necesare pentru a-i descoperi, pentru a-i pedepsi pe cei vinovați de astfel de acte de intimidare la adresa unui jurnalist important. Iată că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Ce speri că se va întâmpla și cum vezi soluționabilă această situație? Întreb în condițiile în care nu e un secret pentru nimeni că trăim într-o țară de unde infractorii celebri fug bine mersi, după care sfidează pe Facebook cu fotografii din piscine de la Abu Dhabi pe lângă palmieri, în condițiile în care oameni cu dosare grele, precum fostul ministru de interne, că toți suntem aici la mea, Oprea, nu a pățit nimic după moartea lui Bogdan Gigină. Cum vezi avansând această situație? În părerea mea, premierul are soluția. Da, premierul are obligația să iasă public, să-și recunoască eventual chiar plagiatul, să spună, nu știu, a fost o eroare de tinerețe sau nu știu, să spună ceva despre asta, dar în primul rând să spună ceva despre faptul că este absolut inacceptabil ca într-o țară democratică, membra Uniunii Europene și a NATO, să avem jurnaliști intimidați, precum în țări cu regimuri autoritariste, precum Rusia sau Turcia sau alte țări. România în niciun caz nu trebuie să alunece spre astfel de regimuri autoritariste în care jurnaliștii să se simtă intimidați chiar de către instituții ale statului. Pentru că aici această scurgere de informații pare a fi și aproape sigur este rezultatul unor acțiuni din partea unor instituții ale statului, ceea ce este extrem, extrem de grav. Iar premierul nu poate să tacă pe tema asta. Nu are cum. Se compromite iremediabil dacă va tăta. Cu cât se prelungește mai mult tăcerea premierului, cu atât compromiterea sa este mult mai vizibilă și mai clară. Mulțumim!